Vreau să mă refer la limitele acestor predicții catastrofice, că se vor epuiza resursele. Și uite o critică a lui Julian Simon, un tip din zona Cato, a murit mai de mult. Era că... el făcea distinția asta între predicție tehnologică și predicție economică. Predicția tehnologică pare plauzibilă, are niște acolo într-un pahar, dacă tot beau cola aia, se termină la un moment dat. E plauzibil că se vor epuiza cândva. Pământul are niște resurse finite de nu știu ce, de cupru. Predicție economică, dacă te gândești la ăștia care produc cupru, deci dacă ei ar estima o penurie în viitor, ar trebui să producă mai puțin acum. Da. Prin urmare, ar trebui să avem prețuri Mai mari. mai mari acum. Orice zice el, uite, dacă uităm pe sute de ani, Julian Simon, deci, când uităm pe sute de ani, vedem că a crescut, pardon, că a scăzut prețul la cupru, la nu știu ce, și pariul la, cred că știți, între el și Ehrlich, pe Da. 5 metale, și el zice că va scădea la toate pe 1000 de dolari sau nu știu cât. Ehrlich e un catastrofist. Scrisese că, nu știu, în 70 în New York vor muri 20 de milioane, nu știu ce, erau mai... Și-au pariul ăsta, știi? Mai târziu Pe ați scris 5 metri. scenariul la Soylent Green, nu? Glumesc, nu. Da, cred că e inspirat sau a fost, mă rog, în trendul ăsta. Dar ideea e că au făcut pariul ăsta și îl câștigă Simon, știi? Adică îl fac pe 10 ani și Simon pariază, toate vor scădea. Și zice, alegeți tu alea 5. Deci le alege catastrofistul, știi? Uite, jucăm. Și toate au scăzut, știi? La zinc, la nu știu ce, ales. Deci ideea e că dacă astea ar fi predicțiile catastrofice ecologiste ar fi fost corecte, ar fi trebuit să crească prețul. El nu crește.